Se pregătesc evenimente inedite pentru tinerii din Comuna Jebel. Anual, în luna septembrie, are loc Ziua Tinerilor din mediul rural, iar anul acesta, programul Jebel Sat European de Tineret organizează o serie de evenimente pentru tinerii din localitate. Vineri, 27 septembrie, începând cu ora 12, la Căminul Cultural din Jebel are loc atelierul de cetățenie activă, unde tinerii vor avea oportunitatea să afle cum se pot implica în viața civică a comunii. Comunității. În urma evenimentului se va da startul unui concurs de cetățenie activă cu premii în valoare de până în 1000 de lei. Săptămâna aceasta, la nivel național, se sărbătorește ziua tinerilor din mediul rural, iar noi avem planificat la Jebel pentru finalul săptămânii o serie de activități specifice prin intermediul cărora oferim contexte de participare, de învățare și de petrecerea timpului liber. Toate acestea, mai ales în contextul în care. Comuna noastră poartă anul acesta titlul de sat european de tineret. Seara zilei de vineri îi aduce în comunitate pe voluntarii de la Fundația Județeană de Tineret din Timișoara, care vor da startul unui atelier de teatru. Sâmbătă, 28 septembrie, în premieră la Jebel, la pizzeria din localitate se va organiza evenimentul intitulat GoFree 24, unde tinerii vor aborda și dezbate diferite teme de actualitate despre care vor scrie articole. Ziua tinerilor din mediul rural se va încheia în seara zilei de sâmbătă cu un foc de tabără care va avea loc în curtea primăriei. Ziua tinerilor din mediul rural a fost proiectul anului 2023 pentru dezvoltarea tinerilor din mediul rural, iar anul acesta, la nivel național, ZTMR se desfășoară în perioada 23-29 septembrie.